Un bărbat de 39 de ani din municipiul Suceava, în timp ce conducea un autoturism după o curbă la dreapta, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu un autoturism Volkswagen condus de un tânăr de 29 de ani, tot din Suceava. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a unei femei, pasager în autoturismul condus de tânărul de 29 de ani și a șoferului care a produs accidentul. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care la spital li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au întocmit în cauză dosar penal ce va fi soluționat procedural.